Locuitorii localităților Ghiroda și Giarmatavi au parte de două zile de seminarii în care vor afla informații prețioase despre eficiența energetică. Scopul proiectului este de a instrui și conștientiza un număr de minim 120 de persoane în ceea ce privește eficiența energetică, energiile regenerabile și comportamentul cetățeanului vis-a-vis de reducerea dependenței de surse tradiționale de energie, petrol, gaz, cărbune. La Căminul Cultural din Giarmatavi, sâmbătă a fost prima zi de dezbatere zbatere pe această temă. De el ați întâlnit undeva cu el? Da. Okay. Ce ar fi asta? Cum ați putea să definiți acest lucru? Haideți să stați jos, nu stați în picioare. Da, nu stați în picioare. Haideți mai în față și stați jos. Cum ați putea defini acest lucru? Așa simplu, două cuvinte. Sau dacă vreți să-l definiți, că mi se pare prea complicat, de ce? E bun sau rău? Hai să o luăm așa. Da, deci le cuprind acestea. Dar hai să o luăm așa, mai simplu. E bun sau rău? Este bun. Ok. Deci, văd că direct au făcut că este bun. Păi, este bun, dar suntem pregătiți să... O prognoză a Băncii Mondiale vorbește că în următoarele 25 de ani prețul la gaze naturale, pentru că cumva cine are cel mai tare sunt gazele naturale. Gazele naturale reprezintă cam 90% din ceea ce înseamnă consumul de energie într-o casă medie în România, adică este principalul cost care ne apare pe energia într-o gospodărie. Conform Băncii Mondiale o să crească prețul de 3 ori, adică cu 300%. Datorită și acest lucru din timp. De bun sau rău? Sau dacă e bun, suntem deschiși să plătim acest cost. Avem de unde să plătim, mă refer la mediu, nu neapărat la mine ca persoană particulară. Sau nu avem de unde să plătim această creștere de 3 ori. Bineînțeles că în momentul de față o factură la o casă, să spunem, e undeva către, la o fac pe an, vorbesc, e undeva către 10.000 de lei. Deci 7.000, 9.000, 10.000 de lei. Să vă gândiți că peste, să zicem, 15 ani, o să plătiți 30.000 de lei. Doar pentru factura de gaz. Datorită sau și datorită Green Deal. Mai vreți Green Deal? Da. Deci există un da. Și întotdeauna orice abordare are față neagră și față albă pe linia asta. Da. Deci răspunsul poate să fie da. Dacă mi-am scădea de la 2,3 de eficiență la 1, unde am rămas? Dar nu tot aici. Deci, DAO-ul are, într-adevăr, o conotație. Dacă și acționez în direcția acestui DAO, dacă zic, doar vreau Green Deal, dar vorba română, dumne, să schimbăm tot, dar să nu se schimbe nimic, atunci nu o să ne fie deloc bine dacă mergem mai departe cu acest lucru. Primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu, îi așteaptă și duminică pe locuitorii localităților Ghiroda și Giarmatavi la un nou seminar despre cum să folosească corect energia și să nu o mai risipească.